Mii de oameni au asistat la ceremonia organizată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la inaugurarea operei din Sydney. Evenimentul a fost prezidat chiar de fiul arhitectului și de familia acestuia. Construirea faimoasei clădiri a durat 14 ani, iar în 2007 a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Turiști, localnici și politicieni s-au adunat cu sutele pe treptele operei din metropola australiană ca să asiste la ceremonia aniversară. Fiul arhitectului danez care a proiectat clădirea a dat startul festivităților. Happy birthday to you. Happy birthday. Petrecerea va dura toată săptămâna, timp în care la Sydney vor fi organizate spectacole, concerte și piese de teatru. Punctul culminant va fi marcat de vizita prințului moștenitor al Danemarcei și a soției sale, de origine de la Antipozi. Ei vor participa la un concert pe treptele operei. În acest timp, cei care vor vizita faimoasa clădire vor avea parte de un tur special. I think the Opera House is one of the iconic symbols of the world. And for a Sydney side growing up here back in the 70s to come today is a really fantastic moment. Construcția clădirii a durat 14 ani, iar arhitectul său a întâmpinat atâtea probleme și critici încât a părăsit Australia înainte de inaugurare. În 2007, cu un an înainte de moartea sa, opera din Sydney a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO.